Salutare și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canal, în care astăzi vom juca Rolling Sky 2 din nou, continuăm seria. Deci, tactica am rămas la nivelul 11. Să începem. La acest nivel văd că este vorba de un cufăr în care cineva ni l-a luat. Să recuperăm. Da. Am mai încercat să fac o dată nivelul, să văd care e treaba. Am ajuns la 37%, parcă, cred, nu știu. Vă spun imediat. Deci am ajuns, da, exact, până aici, până la trăsura aceasta. Da. Bun, se pare că am căzut. Asta e, continuăm. Dacă să ne ia cufărul. Data trecută n-am fost deloc atent la cufăr, la nimic, la numai la obstacole. Au, da, l-a luat. Până la final pe care recuperăm noi. Iar acel butoi, iar. Iar tot acolo. Trebuie să fiu puțin mai atent. Cât despre seria precedentă cu 112 operator. Chiar mă bucur că am o serie din partea voastră. Avem și ceva vizionări. 50, 60, 70. Totuși, decât 10, 20, la cât mă așteptam. E o chestie. Acum, sper să reușesc să termin seria asta de Rolling Sky 2. Adică nu s-o termin, să termin toate nivelele cum am terminat inițial. Și să încep o altă serie. Serie secretă despre care nu vă spun încă multe chestii. Un joc care să vă depune multe amintiri. Un joc unic, nou. Și cel mai probabil o să începem cu acea serie după ce terminăm cu Rolling Sky. Oare acea... ce m-am dus în pod. Oare tipa aia e cumva prietena mea dacă are acolo inima? Cred că mai mult ca sigur, da. Și suntem complici, furăm cufărul. Și acum slujim de cavalerii ăștia. Un pas de tango, uite. Oh, am mers amândoi. Iar amândoi. Ai încă un checkpoint. Un checkpoint, unde e checkpoint? Dar nu mai fie niciun checkpoint. Dar poate nu o să am nevoie. Dar uite la. Și da, cred că nivelul este ca și trecut. Bun. Ce? Am căzut în apă. Asta chiar mă așteptam. Să s-a primat așa cumva. Nu sare direct. Și da. Cam atât a fost și cu nivelul 11. Continuăm cu nivelul 12.
show-ul ăsta. Cred că e un nivel care îmi place mie și avem doar dificultate hard. Înainte aveam normal. Să-i dăm bătaie. Pentru jocul ăsta de nivel, cred că este consacrat acest joc. Oh, văd că deja am făcut 17%. Cred că pot să merg drept înainte, dar nu, cred că nu. Dar și... da, s-au spart clapele. Și o luăm de la început, 30%. N-am luat niciun checkpoint. Asta e. Totuși n-a fost chiar atât de dificil începutul. Să avem unele momente în care sigur o să dăm o bară. Imediat o să înceapă să spargă iar clapele. Mă doar de trage. Da, acum începe să spargă. Bun. Oh! Ce le-am împins? Ce points? 38%. Și aici... Mă arată înapoi sau? Rateul. Era să le iau. Și aici trebuie să obținem pe margine. Bun. Și am trecut în sfârșit de partea aia. Dar totuși un checkpoint ar fi excelent. Checkpoint, checkpoint, unde ești? Aici e. Da. Continuăm. Credeam că pot să mă merg puțin în stânga, dar... Nu. Și aici cum ar trebui să fac? Merg foarte repede cum pe... Acum trec. Încercare de finalizare a nivelului. Ultima încercare. Pentru că... am vrut să spun că... Pentru că voi trece, dar... a fost să fie. Nici n-a fost ultima,
pentru că asta e ultima. Chiar am trecut cu atâtea încercări. Da, foarte interesant. Zburat în ceas. Are și jocul ăsta o simbolistică, cred că, de... Și acesta a fost și ultimul nivel. Nivelul 12. Așa se pare. Bun, vom încerca puțin pe Nightmare. Cam atât a fost cu această serie, Rolling Sky. Pare un loc foarte interesant. Vom încerca puțin mai mult, bineînțeles. Dacă începem să cădem în prostie, nu-l vom mai finaliza. N-am de gând să finalizez. Aici deja se simte mai ok muzica pe Nightmare. Reușesc măcar să nu am un checkpoint. Ce ziceți? Dacă nu, apăsați butonul de like. Ce glumă bună. Sper să nu mai spargă clape. Deci trebuie să mergi foarte tare în dreapta că se mișcă. Da, din câte am citit pe internet, simbolistic acestui loc e dat de faptul că vețelul din primul episod. Deci practic el toate aceste nivele le are în vis. Care mai dea parcurs. Deci el acum visează. Foarte tare, foarte interesant. Bun, cam atât a fost cu această serie, nu vom mai încerca. Deja cred că am filmat suficient. Și o să urmeze o nouă serie pe canal. Vă aștept, nu uitați să apăsați buton de like, subscribe. De ce nu și share. La revedere!